Bine v-am găsit la prezentarea monitorului de gaming Philips 2631. Avem de face cu un produs foarte util pentru gamer și nu numai. Are o rată de refresh de 144 Hz, un timp de RAM prospătare de doar 1 milisecundă și o diagonală de 27 de inci. Monitorul are și speaker incorporate, precum și tehnologia Smart Image Game. Avem de a face cu un produs care costă aproximativ 1000 de lei. În plus, unghiul de vizualizare este de 178x178 de grade. Pe partea din spate avem un display port, un port HDMI, portul pentru alimentare și, bineînțeles, o ieșire audio. Monitorul poate fi foarte ușor ajustabil pe înălțime. După cum bine puteți vedea, acum haideți să vedem și cum funcționează când este conectat la calculator. Am conectat monitorul la PC, iată cum arată imaginea din jocuri. Totul este foarte ok, rata de refresh este excepțională de 144 Hz, iar timpul de răspundere este doar o secundă. Afișajul cu RedVR de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii, care îți oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii și luminoase. Modul de joc Smart Image este optimizat pentru jucători. Avem de a face cu acces direct OCD, reglaj fin pentru jucători. Asta înseamnă că aveți parte de opțiuni multiple. Avem modul FPS, modul curse auto și modul RTS. Asta înseamnă că putem ajusta modul de vizualizare în funcție de tipul de jocuri pe care îl preferăm. Avem și modul Raw Blue pentru o productivitate care menajează ochii. Putem folosi acest monitor și la birou pentru task-uri office. În concluzie, avem de face cu un produs cu un raport calitate-preț excelent. Așteptările voastre despre acest monitor Philips și vă invit să recomandați și alte monitoare Philips pentru teste.